Deci eu nu sunt din copilăria mea, între care aveam un idol în cineva care a ajuns, mă rog, cleric în prezent, și și-a luat primul magnetofon. Și, bineînțeles, are vreo câteva pagini, dar nu știu dacă e cazul să citesc sau nu te alegeți pe cineva, că sunt vreo 5 pagini. Da, da. Nu, e ceva mai comic, să spunem. Și, mă rog, mai copilăresc. Bă, ați văzut ce maiac mi-am tras? Ce mă ăla? Băi, Iuță, tu nici nu ți-ai dat seama ce e la un Radio Gloria. Ai zis că e combină, te uitai pe șosea să o vezi trecând. Da, bă, dita mai maiacul. Bine, bă, taptiriță. Bă, dacă mai zice așa, o pățești ce-am ajuns bătaia ta de joc. Ia uite, bă, la el. Ce, bă, Nicule, ce te-ai supărat așa? Băi, Mariane, zise Nicu, unuia care abia se-i vise pe uliță. Mi-a luat un maiec și ăsta, nu știe ce e. Vezi, ești tocătură. Băi, e mișto, cât te-a dus? 5.000. Bă, păi vreo 3 salarii. Da, bă, dar muncim și eu pe aici, pe acolo. Bă, Georgică, ce zice bă ăsta? Noi n-am muncit, bă, la fermă, la palade, vara asta și am luat 1.500. El are de 3 ori mai mult și la treabă cani. Da, bă, zise Georgica lui Marotea, dar el mai vinde o cafea, un blug, e treaba lui ce o face pe la București. Băi, lasă vrăjeala, vă place? Mască, bă, ai ceva pe el? Păi așa cum, uite, benze aceea, Tom Jones, lăutărească, Cică Petrescu, Dali, da, mă rog. Bă, ce mișto se aude, dă-l mai tare. Da, bă, dar vezi să nu vină fractul Iulie, că grasul ăla spune acasă și nu mai scăpăm de el, zise Nicul mare. Lasă, bă, că e mic, îl trimitem acasă, că uite acum se înserează. Ce, bă, nu mă luați cu voi? Zise unul mic rotofei care parcă se rostogolea. Lasă, Mariene, te spun eu lui tătuțul. Bă, ia lasă-ți miorcă, ia la, că nu mai auzi nimic. Bine, mă, stai, bă, că vine și mișchiță. Băi, vere, vere, așa, bă, băi, Mihai, uite, bă, ce-a luat Nicu. Bă, dar e ca lumea, are și să dai pe altă turație? Are, bă, e mai deștept ca tine. Și dădu pe turație mai mare și în loc de muzică e și un fel de miorlăit. Bă, ce mișto e dacă mergem pe undeva de seară și îl punem la geam la cineva, să vezi ce se sperie ăla. Sau aia. Ce bă, ați înnebunit? Abia de-a scăpat din colimator cu pachetul pe șosea când a venit Dinu, șeful de post, s-a lăsat cu chelfonea la casă. Da, bă, am zis și eu așa, dacă merge la cineva, îl pune la geam, la turație maximă, lăsăm puțin, vedem reacția cobaiului și plecăm. Ce bă, la cobai? Lasă, bă, Iuță, că e greu cu așa ceva. Bă, George, tu la cine te-ai gândit? Păi uite, bă, Florica e mare, ne bate aia și apoi e fractul aici, mai este și Tasto, Marin, Partidul, și ăla dacă e luat nițele, cam la sol. Ce bă, la mine e exclus, zice Marian. Nu, bă, de ce aici nu e așa? La Daniela lunea Andrei sau la Urica Blonda, nu bă, că au niște zăvoși de-ai dracu rău și e departe casa de drum. Zăce mă, zăvoși mă, câine adică, aha, ce-ai găsit mă? Tot ca atunci când m-ai pus să pun mâna la vițelul ăla sub burtă de mi-a dat cu copita, zise Maria până duc. Hai bă, că ai fost bambalache, dar ai făcut o tumbă, te-ai dat la berberacu. Hai bă, termină. Bă, știi unde mergem? Unde mă? La Doină. La Neagică, mă? Da, mă, la Neagică, Chirică, e om de treabă. De treabă, dar dacă te prinde gospodarul noaptea la el în curte, e cam la sol. Hai, bă, ce dracu, am fost noi la Nicolae Olteanu, că furăm cireșe și ăla știți că e damblagiu când se îmbate, iese cu cuțitul pe șosea. Da, bă, ce o fi, o fi. Zi și făcut. Au stat ei până s-a înserat bine și au plecat să-și pună planul în aplicare. Bă, tu stai acasă. Ce vă las că te spune un tătuțul, să vezi că ți-o iei. Bă, tu sau n-auzi bine, zis autoritar juridic. Sau iar face harai mare. Bine, mă. Hai, bă, că am scăpat de ăsta micul. Bine, mă, hai că mergem ușor și cum ne-o plimba să nu treacă vreunul cu bicicleta să ne vadă. Bă, eu cu Nicu intrăm până sub fereastră, tu, Mariane, stai la colț, vezi să nu ia să ne